Primele doze din vaccinul împotriva COVID-19 au ajuns în județul Galați, aproximativ 1000 de cadre medicale urmând să fie imunizate în zilele următoare ca parte a primei etape a campaniei naționale de vaccinare. Am recepționat de la Spitalul Militar, de la Centrul Regional de la Constanța, am recepționat 195 de doze. Știți foarte bine că dintr-o doză se vor vaccina 5 persoane, astfel încât Pentru o primă fază vom vaccina 975 de persoane. În această activitate au intrat toate cele 10 spitale din județul Galați, 8 din municipiu, spitalul de la Târgu Bujor, dar și spitalul de la Tecuci. Campania de vaccinare din județul Galați a debutat luni, 4 ianuarie, la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Cuvioasa Parascheva, prin imunizarea 5 medici de la această unitate spitalicească. Prima persoană vaccinată a fost dr. Manuela Arbune, șef de secție și profesor universitar, dar și medicul care a fost de gardă în momentele dramatice când a fost confirmat primul caz de COVID-19 din județul Galați. Vaccinul pe care îl avem astăzi la dispoziție este benefic și necesar și este singura soluție în acest moment de a ne ajuta să stăpânim această dramă pe care am trăit-o de-a lungul ultimului an. În opinia medicilor, debutul campaniei de vaccinare înseamnă un mare pas înainte pentru stoparea pandemiei, care numai la Galați a afectat peste 16.000 de persoane, dintre care 428 și-au pierdut viața. Această vaccinare înseamnă un mare progres. Ca epidemiolog, care am prins de-a lungul carierei mele introducerea numeroase vaccinuri în viața publică și în populația generală, acum ne confruntăm cu această nouă introducere de produs vaccinal care, să sperăm, așa cum în restul lumii e foarte bine, va fi foarte bine și la noi și haideți să ne vaccinăm cu toții ca să ne protejăm. Vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale complete privind campania de imunizare sunt prezentate pe platforma națională RoVaccinare.